Să aveți bucurie, sufletelor dragi. Ne întâlnim după absența mea de câteva săptămâni, pot să spun, pentru că multe din emisiunile pe care le-ați urmărit au fost în reluare. Emisiunea de astăzi este una specială pentru că voi vorbi despre șansele pe care fiecare dintre noi le avem ca viața noastră să se schimbe. Eu nu cred că există vreun om pe acest pământ care să nu aibă vreo dorință. Și sigur că fiecare om care are o dorință are un plan, o gândire și ceea ce ne lipsește multora dintre noi, cei care astăzi ne dorim să se întâmple ceva în viața noastră, sunt de fapt încrederea pe de-o parte și pe de altă parte mulți vom spune șansa sau șansele pe care de multe ori le ratăm prin propria noastră voință pentru că nu suntem suficient de pregătiți să facem față unor provocări sau să facem față poate unor cerințe pe care viața ne le aduce în față tocmai pentru a ne încerca și a ne testa dacă suntem capabili să răspundem la ceea ce ne-am dorit. Într-un cuvânt, mulți acum veți trece prin examene, mă refer la tinerii care trec prin examene, mulți dintre dumneavoastră adulții treceți prin examenele vieții. Examenul vieții este acela în care teoretic ești pus la încercare și viața noastră este pusă la încercare tocmai pentru a ne răspunde noi, nouă, de ce se întâmplă anumite lucruri sau unde am greșit ca noi astăzi să avem aceste suferințe sau să trecem prin anumite încercări, pentru că atunci când omul este căzut și este încercat de greutățile financiare, de greutățile sufletești, se spune în știința sacră că sufletul lui este bolnav. Dacă sufletul tău este bolnav, tot corpul este bolnav, pentru că sufletul este de fapt generatorul de energie care îți aduce ție perspectiva și îți aduce ție de fapt încrederea că tot ceea ce îți dorești se va îndeplini sau că va deveni realitate. Unde se produce ruptura? Ruptura se produce la momentul în care sufletul vrea ceva, rațiunea, mintea poate gândește altceva. Și aici vorbim de elemente importante care au legătură de încrederea pe care noi ne-o acordăm nouă, pentru că dacă tu n-ai încredere în tine, n-ai cum să ceri ca cei de lângă tine să aibă încredere în tine. Și, pe de altă parte, încrederea pe care trebuie să o ai în puterea lui Dumnezeu și în șansa pe care Dumnezeu ți-a dat-o ca în viața ta să se întâmple lucrurile într-un anumit fel și într-un anumit mod. Trebuie să recunoaștem și să știe că nimic în viața unui om nu este întâmplător. Oricâtă vreme nimic nu este întâmplător, înseamnă că nu este întâmplătoare nici această emisiune care vă este dedicată vouă, sufletelor, mai ales că suntem încă într-un moment de spiritualitate important, pentru că suntem într-un post la care cei care reușesc postez, cei care nu, sigur, încearcă să păstreze oarecum această penitență față de lucruri spirituale, mai ales că știm că trăim prin aceste zile, momentele de respect, să zic, deosebit pe care îl acordăm postului Paște. Revin la ruptura care se face între ceea ce vrea mintea și ceea ce vrea sufletul, pentru că sufletul, de exemplu, își dorește ceva, iar mintea vine și spune altceva. Și din acel moment se produc aceste disensiuni, se produc aceste disarmonii în care omul este bulversat și nu știe ce să mai vrea. Cred că vi s-a întâmplat de multe ori să spui chiar nu știu ce îmi doresc, nu știu ce se întâmplă, nu știu ce vreau sau ce aș putea obține din ceea ce vreau. Greșeala pe care mulți o avem este aceea că ne lăsăm influențați de părerile care pot fi pozitive sau negative ale anturajului nostru. De exemplu,
dacă ți se recomandă să mergi la biserică. De ce e necesar să mergi la biserică? Este necesar să mergi la biserică pentru că acolo este spitalul sufletului, în care sufletul tău se curăță de paraziții pe care tu, de altfel, prin propria voință și libertate, ai lăsat să-l ocupe și să-i aducă suferință. Iar omul, când ajunge în fața Sfântului Altar, la icoane, vorbește cu medicul sufletelor, care este de regulă preotul, își restabilește starea de liniște și de echilibru emoțional, care este foarte importantă ca tu, iubite suflete, să reușești și pe plan material. Să știți că n-am văzut niciodată oameni bogați sau miliardari sau oameni realizați în această viață care să treacă prin dezechilibre. De ce? Pentru că un om care este dezechilibrat emoțional și care suferă, nu poate, atenție, nu poate să reușească să-și împlinească visul pe care și l-a propus, pentru că mintea lui este conectată la problema pe care o are, iar sufletul lui este cel care plânge și se tânguiește de anumite lucruri pe care tu, ca om, ai reușit să-l privezi. L-ai privat de șansa de a iubi, l-ai privat de șansa de a fi respectat pentru că te-ai mințit singur sau singură atunci când ți-ai dorit o relație serioasă de familie sau o relație de cuplu, și l-ai privat în mod special de legătura specială pe care acesta o are cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, așa cum ne spuneau latinii, nihil sine deo, nimic fără Dumnezeu, este prezent în tine, în noi, prin ADN-ul nostru, ADN-ul care este hrănit și informatizat cu ceea ce scot pe gură. Și revin, ca să mă înțelegeți, atunci când scot pe gură anumite afirmații care îmi pot aduce mie o stare de pericol, să știți că îi aud pe mulți spunând mai bine aș fi murit sau nu știu, își atrag prin cuvintele lor luamar sau Doamne ferește, nici nu vreau să amintesc aceste cuvinte care sunt de o vibrație foarte joasă. Câte vreme pe gură rostește anumite afirmații, ai grijă la ce spui, că s-ar putea să se întâmple. De regulă, mulți dintre dumneavoastră încercați să spuneți, atunci când sunați un preot sau când vorbiți cu un duhovnic sau când vorbiți cu mine, părinte, am o problemă. În momentul în care tu ai spus că ai o problemă, ai informatizat prin cuvântul tău ADN-ul, ADN-ul fiind de fapt hardul, calculatorul care transmite informații la nivel de celulă, la nivelul minții și a sufletului și a inimii. ADN-ul respectiv este într-o stare de alertă câtă vreme tu emiți pe gură informații negative, în care tu de fapt recunoști că ai o mare problemă și că ești într-o problemă, și atunci mintea ta, corpul tău, nu are de unde să înțeleagă sau să discearnă faptul că problema pe care o ai tu cu ceea ce ai vrea să ți se întâmple este total diferită sau este altceva. De aceea aș vrea să fiți un pic atenți și să înțelegeți care este rolul pe care sfinții l-au și care este rolul mersului la biserică și care este rolul unui om de a citi și de a se afla în echilibru cu Universul. Rolul mersului la biserică, repet și revin la ceea ce spuneam, este acela de a-ți curăța paraziții din suflet și de a-ți curăța informațiile negative care sunt setate în subconștient și în ADN, pe care tu de fapt le-ai acceptat în momentul în care din anturajul tău o anumită persoană vine și a spune, vai, nu merge acolo, e greșit, nu face asta, acea persoană este periculoasă sau acel personaj este periculos. Deci ți-a transmis o informație care poate fi falsă, dar care te-a scos din starea de vibrație și din liniște pe care tu ți-ai construit-o prin propria voință. De aceea, iubiții mei, să reținem că mersul la Sfânta Biserică înseamnă am curățat informațiile respective și am transmite gândul meu spre vibrația înaltă, care spun, Doamne, ajută-mă, Doamne, iartă-mă. De ce? Pentru că în momentul în care tu îți recunoști greșeala în fața stăpânului Universului,
Acea greșeală a ta, teoretic, se curăță doar dacă în sufletul tău există căința, părerea de rău. Asta, de fapt, este secretul pe care noi trebuie să-l înțelegem, că dacă nu-mi pare rău de ceea ce am făcut și dacă eu nu mă rog ca să-mi curăț întâi răul din mine, orice dorință aș avea pentru viitor, nu se poate realiza, pentru că ea este barată de ceea ce noi numim suferința a sufletului. Deci un om care are suferințe sufletești, un om care are probleme sufletești, niciodată nu va putea evolua într-o slujbă bună, într-un job foarte important sau să aibă foarte mulți bani sau să câștige foarte mult, pentru că toată energia lui care poate fi generată pe zona de câștig, de bunăstare, de sănătate, este compromisă de sufletul care suferă și care la rândul lui cere ajutor. Ei, și acum vă rog, repet, să fiți foarte atenți la ceea ce vă spun. În acel moment intervine acea particulă de lumină pe care noi o regăsim în ajutorul pe care noi îl cerem de la Sfinți. V-am vorbit foarte mult, cel puțin, cred că n-a fost emisiune în ultimul an, dar cei care veți dori să-mi ascultați emisiunile mele, sigur, puteți intra pe YouTube căutând Aducător de Bucurie și din 2017-2018 să-mi ascultați, vă rog, emisiunile mele, dar n-a fost emisiune în ultima perioadă în care să nu vă vorbesc despre Sfântul Pangratie. Iubiții mei, v-aș ruga să adunați și faceți acasă calculul numele de Pangratie și numărați. Deci A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, așa mai departe. Cifra P o adunați. După aceea A înseamnă 1, N, A, B, C, D, până când vă dă, și toate aceste cifre le adunați una cu alta, la final le socotiți și veți vedea care este cifra de vibrație a Sfântului despre care eu vă vorbesc. Sfântul Pangrat este Sfântul Dorințelor. Îi iubesc și îi respect la fel de mult pe toți sfinții pe care Ortodoxia ne-a promovat și îi promovează și mă rog cu dragoste și cu cinste și cu evlavie la toți, pentru că sfinții de fapt ce sunt? Sunt mărgăritari ale cerului care pot deveni prieteni ai noștri dacă noi îi chemăm în viața noastră. De ce îi chemăm? Ca să formeze acel cerc de protecție ca mintea mea, gândul meu, sufletul meu să nu greșească și să se afle într-o stare de echilibru și să fie bine. Revenind la Sfântul Pangratie, nu cred că există om care să n-aibă dorință, indiferent de funcția pe care o are sau de responsabilitatea pe care ar avea-o în această viață. Ori acest sfânt minunat despre care v-am vorbit de fiecare dată, avem șansa și bucuria de a-l avea la noi în țară, la Bisericuța din Lemn Sfânta Maria din Voluntari, în Pipera, unde maștele lui, cu ajutorul bunului Dumnezeu, vor fi așezate pe data de 16 aprilie în acest an, în racla de argint despre care v-am vorbit și la care încă vă mai cer ajutor, pentru că mai avem niște datorii să o achităm. Imaginați-vă că fiecare om în acest univers are locul lui, dar fiecare om și dumneavoastră, ce camere mă priviți acum, sunteți datori față de Dumnezeu, față de univers, pentru că totuși v-a dat o casă, o masă, lăsând deoparte problemele care le aveți acum. V-a dat sănătate până la 50 de ani, 70 de ani și nu cred că ați suferit foarte mult. Sigur că sunt și persoane care au trecut prin suferințe grele și au cheltuit poate toată averea pe medici și pe asistenți și pe medicamente. Însă vine un moment în viață în care noi trebuie, iubiții mei, să dăm această jertfă. Dacă eu nu fac o jertfă de a îmi aduce în casa mea, iată, prin puterea credinței mele, un sfânt al dorințelor, pe care eu vi-l recomand cu dragoste, sau acest pachet care se numește Darul Bucuriei, în această carte fiind de altfel regăsite toate dezlegările și acatistele de care noi avem nevoie pentru a ne elibera sufletul de suferința de care v-am spus. Aceasta este îndrumarul, vedeți, despre care eu vă vorbeam la un moment dat, ca sufletul vostru să fie deparazitat. Această carte de dezlegare a celor șapte noduri, care îl are pe ea,
pe Sfântul Pangratie, împreună cu Sfânta Icoană, ce fac de fapt? Și vreau să nu înțelegeți că această emisiune are vreo tentă comercială și să nu judecați, pentru că judecând veți intra în propria judecată a vieții și vă creați așa o gaură neagră în univers de care nu cred că aveți nevoie. Vreau doar să vă explic că orice jertfă pe care dumneavoastră ați făcut-o, de exemplu, luându-vă un sfânt acasă, veți spune, am 30 pe pereți sfinți, mai pune unul, acest unul în plus poate să fie sfântul care îți rezolvă problema sau îți deschide, să zic, un nou orizont al vieții tale, pentru că ceea ce noi nu știm, iubiții mei, este faptul că noi, cei care astăzi ascultăm această emisiune, nu o ascultăm întâmplător. Să știți că mesajele pe care vi le transmite noi pe calea undelor și prin faptul că poate pe unii îi enervează această emisiune, pot să schimbe canalul. De ce? Pentru că ea nu este dedicată decât oamenilor care au vibrații înalte și ea nu este dedicată decât oamenilor care vor să evolueze spiritual și să învețe lucruri noi. Așa că Sfântul Pangratie este Sfântul Dorințelor, pe care îl vom sărbători pe 9 iulie și vă invit încă de pe acum, ori pe 16 aprilie, sâmbătă, când vom aduce racla Sfântului, ori pe 9 iulie, când va fi ziua Sfântului, să veniți, să vă închinați și să vă puneți dorințele, pentru că mulți oameni care au trecut pe aici, și cu bucurie vă spun că pe data de 26 am avut peste 2000 de oameni care au trecut pragul bisericii să se închine și să se roage, m-au sunat foarte mulți fericiți să-mi spună că dorințele pe care le-au pus atunci Sfântului au devenit realitate. Acum, ca să fiu foarte bine înțeles, minuni se întâmplă în fiecare zi, este o minune prin faptul că noi ne-am trezit, este o minune că ne păzește Dumnezeu de război, este o minune că putem conduce mașina, că avem doi ochi și putem discerne roșu de alb, griu de verde și așa mai departe, dar minunile care se petrec la nivel de conștiință au legătură cu schimbarea noastră. Și schimbarea noastră este în mod special, sau vine în mod special la oamenii care vin și îmi spun: Părinte, nu dormeam, nu puteam să dorm și acum, de când am luat icoana Sfântului în casă, mă simt foarte liniștit. Sau mă certeam foarte mult cu soția, sau aveam anumite tulburări, sau aveam anumite griji pe care nu le-am putut explica și iată cum lucrurile au început să intre în normal. Ce s-a întâmplat de fapt? Există o forță nevăzută, așa cum există wireless-ul în care noi cu telefonul putem vorbi oriunde, există o forță nevăzută, iubiții mei, pe care noi dacă o înțelegem și știm să o folosim în sensul constructiv. Forța nevăzută poate fi în lumină sau în întuneric. De câte ori te superi, plângi, blestemi, ești blestemat, ești înjurat, înjurată, ai intrat în zona de energie neagră, care te doboară sau te face să îți scurgă energia, nu mai ai chef de nimic, nu mai vrei nici să mănânci, să auzi de nimeni, pur și simplu vrei să te liniștești. Și există zona de liniște în care ai venit la o slujbă, la o biserică, în care ai reușit să te spovedești și să te împărtășești, ai reușit să vii să te atingi de racla unui sfânt sau să aduci icoana în casa lui și din acel moment, iubiții mei, se produce în viața noastră acea schimbare. De ce? Pentru că eu prin libera voință și prin liberul accept mi-am dat voie ca această energie binefăcătoare să se pogoare peste mintea mea, peste sufletul meu, peste casa mea și să-mi aducă mie pacea și liniștea respectivă. Cum pot scăpa de probleme? De probleme voi putea scăpa doar în momentul în care eu îmi schimb viața, pentru că problemele mele, fiecare problemă este setată pe o frecvență joasă pe care noi suntem. Frecvența joasă este plânsul, frecvența joasă este, de fapt, în momentul în care ai o anumită stare de tensiune, de neliniște, frecvența joasă este atunci când te simți în pericol, când ești în casa ta înjurat sau înjurată, când ai o viață
haotică, când ai copii care nu te ascultă, asta înseamnă că ești pe o vibrație joasă și atunci înseamnă că ai o problemă. Problema pe care tu, iubite suflete, o ai, este conectată la ceea ce ești tu astăzi. Dacă tu astăzi ești la acest nivel, să zic, frecvența asta este numărată de la 20 la 600 și tu ești pe nivelul de 200, unde sunt apaticii, sunt oamenii care trec prin anumite suferințe pe care nu le pot înțelege. Dacă te afli la această frecvență, problemele tale sunt generate de ea și sunt hrănite de altfel problemele de frecvența pe care tu te situezi. Pentru a ieși din această zonă, trebuie să faci o jertfă. Și vedeți dumneavoastră, jertfa pe care o fac oamenii când merg la medic este aceea că ei stau la rând, li se dă o rețetă și cu rețeta merg și plătesc anumite leacuri care de fapt ce fac? Pansează rana, Dumnezeu este până la urmă cel care îți vindecă ție suferința sau boala. În cazul nostru, lucrurile stau la fel. Dacă eu nu particip cu o jertfă minimă de a ajuta poate bisericuța, la care eu vă rog să mă ajutați, să construiesc, să terminăm racla aceasta, pentru că s-a întârziat foarte mult, pentru că n-am adunat bănuții. Am avut în schimb așa o comunicare cu Sfântul, că va veni ziua în care un om al lui Dumnezeu, cu un suflet mare, va veni și va spune cât mai este părinte de plătit, vă ajut eu. Și sunt convins că acel om va veni, țineți minte ce vă spun. Sunt convins pentru că Sfântul va chema și îl va aduce, ca acel om să fie de fapt omul providențial care să ne ajute să încheiem acest proiect și această raclă despre care vă vorbesc și o să o vedeți în emisiunile următoare, să fie de fapt mândria credinței și a dragostei pe care voi ați realizat-o și la care ați participat, pentru ca un sfânt al dorințelor, sfântul inimii și avocatul nostru în ceruri să poposească pentru vecie în acel loc binecuvântat la care noi am participat și am contribuit prin credința și dragostea noastră. Și le mulțumesc tuturor celor care, din puținul sau multul pe care l-au avut, au participat și ne-au ajutat și le mulțumesc tuturor celor care au venit și care vin cu credință și cu dragoste să se roage la Sfântul Pangratie, marele ajutător și miluitor, pe care noi, prin voia lui Dumnezeu, am ajuns să-l avem aici, la Bisericuța din Lemn, din voluntari, Sfânta Maria, Bisericuța din Lemn. Deci, jertfa pe care eu trebuie să o dau este o jertfă regăsită într-un efort. Care este efortul? De a mă deplasa până acolo. Când aud pe unii că stau în Pantelimon și că e departe să ajungă în Pipera, mă întristez. De ce? Pentru că au venit oameni din Australia, au schimbat 4 avioane, au venit oameni din Emirate, au venit oameni care au trecut prin tot felul de ispite, să zic, și încercări și până la urmă au ajuns. Acești oameni, iubiții mei, trebuie să înțelegeți că acești oameni au făcut această jertfă și au reușit să facă această jertfă tocmai ca problema lor să nu mai fie. Și jertfa asta este similară cu momentul în care noi ne ducem la sală pentru că ne dorim să slăbim. În momentul în care merg la sală, nu este suficient să trag de 2 ori de aparate sau de acele ustensile ca eu de mâine să am mușchi. Deci se cere o perioadă îndelungată pe care eu trebuie să mi-o pun la dispoziție mie și să particip la ea ca acest corp fizic să se transforme și să aducă în el energia aceasta binefăcătoare pe care noi o renumim sau o regăsim în, spunem, în sănătatea trupească. În cazul sufletului sau în situația sufletească în care noi ne aflăm, sufletul este cel care devine beneficiar al realizărilor noastre făcute prin jertfă în momentul în care noi am reușit să ajungem la un loc, la un pelerinaj, ne-am dus într-un pelerinaj la o mănăstire, la un loc de rugăciune, unde l-am rugat pe Dumnezeu sau am cerut mijlocirea unui sfânt ca sfântul sau sfinții să ne devină protector și ocrotitor. Mă refer în mod special la tinerii care își doreau să facă copii
mă refer în mod special la tinerii care își doreau să realizeze anumite lucruri. Și să știți că am avut situații în care au venit tineri care erau pe punctul de a se despărți, au venit familii care erau într-o stare de conflict. Am avut situații în care au venit tineri singuri să ne spună că sunt singuri și că își doresc să-și găsească perechea sufletului și prin ajutorul rugăciunilor noastre și a Sfântului, iată că aceste lucruri s-au împlinit. Toți cei care ați trecut pragul bisericuței ați spus că este un colț de rai. De ce? Pentru că el îmbină frumusețea locului cu frumusețea iubirii pe care Sfântul Pangrate ne-o dă atunci când venim la Sfânta Biserică și care ne primește cu drag pe noi cei care venim să ne spunem oful și dorința. Le mulțumesc tuturor celor care s-au ostenit și care se ostenesc. Le voi mulțumi întotdeauna celor care își vor face timp să se aplece la rugăciunea și rugămințile noastre, la rugămințile noastre ca noi, în momentul în care am cerut ajutorul, să putem fi ajutați. Însă, să știți că Dumnezeu nu rămâne dator nimănui și din ziua în care lucrurile acestea se vor împlini, toată jertfa pe care ați făcut-o, ea este înscrisă într-o carte nevăzută în univers, vi se va întoarce ca o binecuvântare la cei care, să știți, iubiții mei, veți avea nevoie într-un anumit moment al vieții, când veți considera sau veți simți că este foarte mare nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Revenind la subiectul despre care v-am spus, noi putem fi beneficiarii unor probleme în viața noastră pentru că singuri ni le-am atras și ni le atragem de multe ori prin anturajul pe care noi îl alegem în viața noastră și care de multe ori este defectuos. Ce înseamnă acest anturaj, iubiții mei? Acest anturaj despre care eu vă vorbesc este un anturaj pentru mulți, pot spune, periculos, pentru că dacă constați că personajele pe care le ai lângă tine nu te conduc spre un drum bun și te îndeamnă la lucruri rele, atunci acel personaj sau aceste personaje nu mai trebuie să stea lângă tine. Mă refer la tinerii care sunt de multe ori conduși sau influențați de tinerii care îi duc spre a consuma droguri, spre curvăsărie, spre depravare, ca să nu folosesc termenul ăsta, iată, neprietenos. Și mă refer în mod special și la tinerele doamne care au prietenii cu tot felul de alte tinere care sunt probabil mai ușuratice în gândire sau invers, cu bărbații care nu se mai simt bărbați dacă nu-și găsesc amante sau dacă nu cumva încearcă și experimentează și alte relații pasagere tocmai pentru a-și arăta bărbăția. Să știți că mi-a plăcut foarte mult ceea ce spunea o personalitate a vremii, că de fapt căsătoria este o școală de fidelitate. Este adevărat că nu toți au capacitatea și șansa de a o termina sau de a o respecta. Însă ferice de cei care au această tărie, pentru că această tărie despre care noi vorbim, de a putea să-ți menții demnitatea ta ca femeie și ca om, este regăsită în binecuvântarea ulterioară pe care ți-o dă Dumnezeu la copiii tăi sau de a avea copii și la viața personală pe care tu trebuie să ți-o inițiezi sau să ți-o conturezi ca să fii fericit sau fericit. Acum, noi am vorbit și vorbim frecvent despre această stare de fericire. Chiar am avut o emisiune despre fericire și despre nefericire la postul celălalt de televiziune, unde am emisiuni, în care am venit să spun că fericirea, de fapt, tradusă în cuvinte, înseamnă liniște. Din păcate, constatăm că din ce în ce mai puțini oameni sunt fericiți pentru că le lipsește liniștea. Liniștea este pierdută pe de-o parte din lipsa de comunicare pe care cei doi nu o mai au,
liniștea este pierdută din lipsa de sentimente care de fapt se sting odată cu momentele în care cei doi nu se mai respectă și ajung să se înjure, să se blesteme, să-și vorbească urât unii altora, să se blameze, să vorbească lucruri, să folosească cuvinte triviale. Și când dispar sentimentele, și aș vrea să vă întrebați cei care treceți prin astfel de momente, dacă cumva vă mai iubiți unul pe altul. Și dacă nu există iubire, cu tot respectul și responsabilitatea vă spun că nu există nici viitor. Acolo unde nu mai există sentimente, este pierdere de vreme. Compromisul acesta că stau pentru că e copilul, că e mătușa, acestea din păcate nu mai țin pentru secolul în care suntem, pentru că noi trebuie să ne resoftăm, să zic așa, îmi permiteți să folosesc acest termen, și să ne adaptăm puțin la ceea ce trăim astăzi, la momentul pe care îl trăim și ce simțim. De ce? Pentru că inclusiv echilibru emoțional, și vă spun, echilibru emoțional este foarte important în tot ceea ce ne dorim, are o mare legătură cu evoluția pe care noi o putem avea sau involuția în care vom ajunge dacă nu știm să ne păstrăm starea de echilibru. Dezechilibru în viața noastră apare în momentul în care trădezi, în care minți, în care începi să ieși din zona de normal, să începi să înjuri, începi să nu mai fii coerent și să ai o pornire foarte agresivă. Sunt familii, vin multe doamne, domnișoare, și se plâng că sunt agresate fizic de bărbații din viața lor, și atunci le întreb ce mai caut acolo. Păi îl iubesc, părinte. Vedeți că aceasta nu este iubire. Este o amăgire sau este o hologramă a ceea ce mulți dintre noi o setăm în subconștient și care nu are nimic de a face cu realitatea vieții pe care noi trebuie să o trăim și să o simțim. De aceea, când eu vă spun, chemați-vă în casă sau aduceți-vă în casă un sfânt, indiferent cine ar fi. În cazul nostru v-am spus despre Sfântul Pangratie, pentru că este sfântul pe care eu îl iubesc și sfântul la care ajung să mă rog pentru problemele dumneavoastră. Dar problemele pe care oamenii le au sunt împărțite în mai multe categorii. Noi venim și spunem că avem o problemă prin faptul că avem o boală a trupului. Să știți că boala trupului se poate vindeca dacă reușim să ne schimbăm frecvența și viața în care suntem. Rețineți ce v-am spus în timpul emisiunii? Boala rămâne țintuită pe frecvența pe care ești până în momentul în care tu ai reușit să o depășești, să ieși de acolo. Să spui, gata, nu mai sufăr, de mâine vreau să fiu sănătos sau sănătoasă și știu că Dumnezeu mă va ajuta. Din acel moment se rupe legătura dintre hrana pe care, pentru că noi prin energia negativă, prin momentul în care noi ne plângem în fiecare zi că mă doare, mi-e greu, hrănim boala. Dacă eu ies din această zonă și încep să gândesc pozitiv și să spun, gata, nu mai accept suferința asta, știu că e greu. Să știți că s-a dovedit științific prin medicina integrată și medicina holistică că prin puterea minții și prin puterea credinței tale interioară poți pur și simplu să pui punct unei suferințe de măsele, de dureri, de măsele, de așa mai departe, pentru că durerea, repet, este conectată la ceea ce ești tu acum. Întrebarea pe care eu vă pun acum: cine sunteți acum și ce sunteți acum sau în ce stare vă aflați? Veți spune mulți, păi mă aflu într-o stare de suferință pentru că am o problemă. Câte vreme recunoști că ești acolo și nu vrei să ieși din ea, problema respectivă, în loc să se termine, se va înmulți, se va acutiza. Și vei vedea la un moment dat că dintr-o problemă mică vei avea și mai mare. De ce? Pentru că ea se hrănește cu sentimentul tău, cu gândirea ta și cu energia pe care tu, de fapt, o transferi în această zonă. Depășind momentul despre care v-am spus și revenind la ceea ce este foarte important, vă spun că biserica este spitalul care curăță sufletul de paraziți. Păi sunt oameni care, iertați-mă, nu au venit la biserică de când au avut probleme și necazuri. La biserică, exact ca la spital, te duci nu numai când ai o problemă și te doare, de nu mai poți și trebuie neapărat medicul, te operează, să zice, îmi pare rău, e prea târziu. La spital trebuie să te duci să faci analize, să te verifici din când în când ca să previi o eventuală boală care îți poate fi ție
fatală. În situația noastră să știți că există și boli ale sufletului care pot fi fatale pentru om, pentru că ele, dacă nu sunt tratate la timp, conduc omul spre anxietate și depresie și știți că după depresie, mulți dintre, din păcate, oamenii care și-au pierdut încrederea în tot, au ajuns să nu-i ucidă boala, dar s-au sinucis prin starea lor depresivă în care n-au mai crezut în nimeni și nimic. Să ferească Dumnezeu, să se ajungă vreodată acolo și cei care aveți gânduri negre, gânduri urâte, mergeți la duhovnici, căutați-vă duhovnicii cu care să aveți aceeași chimie de comunicare și după ce i-ați găsit, vă veți dobândi liniștea. Această liniște, de fapt, se numește fericirea sufletului tău, pentru că sufletul tău este fericit că și-a găsit liniștea. Liniștea este starea aceea de bine, în care spun, mă simt bine, sunt bine cu mine pentru că știu că Dumnezeu e lângă mine. Și mai ales când știi că în casa ta e un sfânt care te apără și te ajută, totul deja, totul se rezolvă de la sine, pentru că sfinții, vă repet, sunt mărturisitori ai credinței mele și ei vin în viața noastră câtă vreme noi contribuim prin propria voință de a îi avea lângă noi și de a ne ruga. Rugăciunea este hrana pe care sufletul o ingerează pentru ca el să se să intre în starea de lumină, așa precum trupul poate trăi fără hrană câteva zile, dar fără apă 5 zile, dar, subliniez, trupul are nevoie de hrană pentru că el prin hrană de fapt obține energia fizică de a se putea desfășura, iar sufletul este energia spirituală care de fapt îi dă lui șansa și posibilitatea unei vibrații înalte, de a simți iubirea, de a respira prin sentimentul iubirii și de a avea emoțiile acelea frumoase care nu fac altceva decât să încânte inima și sufletul și să-i aducă omului starea de bine. În cărțile care le vedeți pe masă, în mod special în sacroterapie, în cele 135 de cuvinte care nu mai avem, dar sperăm să o aducem, în Te iubesc și Tu mă iubești, am încercat să explic și să vorbesc cât de importantă este trăirea noastră pe o frecvență înaltă. Trăirea mea pe o frecvență înaltă înseamnă să respect ceea ce spunea psalmistul, că toată grija cea lumească de la mine s-o lapăt, s-o lepăt. Toată grija cea lumească de la noi s-o lepădăm. Despart de grija cea lumească, iubiții mei, înseamnă un lucru, de fapt, important pe care noi trebuie să-l înțelegem. Și acel lucru important despre care eu vă vorbesc acum are legătură în mod special cu credința pe care eu o pot simți și pe care o pot trăi, pentru că credința, de fapt, este diferită. Unii o percep într-un anumit fel, alții o percep într-un alt fel. Dacă ar fi să întrebăm 100 de români dacă cred în Dumnezeu, ar spune că da, însă și dracul crede în Dumnezeu și se cutremură. Diferența este că nu-i face voie. A crede în Dumnezeu înseamnă a fi în comuniune cu tot ceea ce înseamnă partea de bine, de bunătate. Aș vrea doar să vă întreb, câți oameni care astăzi fac rău, răutăcioși, care vă trântesc ușa nas, care vă blestemă, vecini, care vă dușmăniți cu ei, câți dintre ei nu vin și spun, da, eu cred în Dumnezeu. Pe cum poți să spui că tu crezi în Dumnezeu și că îl iubești, câtă vreme prin pixul, prin funcția, prin preocuparea pe care o ai, de fapt faci rău. Nimeni n-are voie să facă rău. Și câtă vreme faci rău, asumă-ți, iubite suflete sau iubite creștine care mă asculți, că fiecare rău pe care l-ai făcut, de fapt, într-o zi va fi plătit de tine prin propria ta suferință. Ai adus suferință în viața unui om, vei suferi și tu. Ai făcut o nedreptate unui om într-o zi și tu vei avea parte de această nedreptate. De aceea vă rog din toată inima
să nu permiteți nimănui să vă facă rău și dacă v-a făcut rău, iertați-i, pentru că altfel dacă nu iertați și blestemați și urâți, sunteți părtași la nemernicia lor sau la necuvincioșia lor, mă scuzați că sunt un puțin grăbit ca să încerc să vă spun cât mai multe lucruri minunate în această emisiune. De aceea, dacă cineva ți-a făcut rău, încearcă, și asta este de fapt, ăsta este marele examen pe care nu toți îl pot duce și nu toți îl pot lua. Dacă cineva te-a blestemat și ți-a făcut rău, tu să spui: Doamne, iartă. Avem tendința că atunci când cineva ne face rău să-l blestemăm. Avem tendința să răspundem cu răutate și să-i gândim rău. Ori lucrul acesta nu-mi rezolvă problema, din contră. În loc să-mi rezolve problema, mi-o va accentua, mi-o va face și mai mare. Iar dacă cineva ți-a făcut ție rău, să știți că vine momentul, și repet, nu va trece mult, când acel rău pe care el ți l-a făcut, pentru acel rău va plăti și va fi răspunzător înaintea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea vă rog, pentru că aveți un sfânt al dorințelor, rugați-l pe Sfântul Pancratie să vă curtească viața și să vă păzească, să n-ajungeți niciodată în acest blocaj sau să cădeți în propria cursă a unor oameni care vă vor răul, pentru că acel om care vă vrea răul, energia negativă este exact ca un nor de fum. Se îndreaptă spre noi, iar dacă noi achiesăm la ceea ce spune el și el mă înjură și eu îl înjur și el mă blestemă și eu îl blestem, se nasc două forțe negative care la un moment dat se vor uni și care mă vor ataca și pe mine, dar îl vor ataca indirect și pe cel care a făcut acest blestem sau această ură pe care el a transmis-o sau ea către X sau Y persoană. Dacă la rău pe care persoana respectivă mi-l dorește, eu răspund cu bunătate și spun: Doamne, iartă-l, că nu știe ce face, sau Doamne, iartă păcatele, în acel moment toată această forță negativă, care ar trebui în mod normal să mă ajungă, să mă atingă pe mine, nu? Pentru că mi-este destinată mie jurătura, blestemul, gândirea negativă, se oprește în zidul bunătății mele, pe care eu o am de fapt, în momentul în care îi spun și îl rog pe Dumnezeu să-l ierte sau să o ierte, că nu știe ce zice. Și credeți-mă că oprindu-se aici, îi se întoarce persoanei respective și din acel moment viața noastră este protejată și se află în armonie și echilibru, pentru că eu nu mă las afectat de virusii, de informația negativă sau de veninul pe care anumite persoane încearcă să-l verse sau să ne-l trimită nouă ca informații negative, tocmai, subliniez acest cuvânt, tocmai pentru a mă scoate pe mine din starea de normalitate, din starea de bine și pentru a mă dezechilibra. Deci, într-un cuvânt, ca să concluzionăm, pentru că nu mai avem decât câteva minute, cei care veți dori să evoluați spiritual, faceți un salt. Dacă nu știți cum, citiți. Vă recomand să citiți cărțile mele. Aici, repet, este pachetul bucuriei, este cartea în care cele 7 noduri ale vieții, dorințele, rugăciunile, dezlegările care se fac pentru anumite situații și probleme în care ne aflăm. Este un mic manual pe care noi, dacă îl știm folosi și pe care la care noi, dacă știm să contribuim prin comunicarea cu Dumnezeu, prin felul în care știm să ne exprimăm și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute, primim și răspuns, repet, neașteptat, de rapid, la ceea ce ne-am rugat, pentru că sunt rugăciuni pentru a obține locul de muncă, pentru a-mi obține perechea sufletului, pentru a-mi găsi echilibru emoțional. Deci, fiecare problemă are o rugăciune specială. Aici le găsiți, iubiții mei. Și vă rog să încercați acest exercițiu și veți vedea că îmi veți mulțumi. Părinte, mi-ați schimbat viața.
așa cum mulți dintre dumneavoastră îmi scrie și îmi spuneți, Părinte, extraordinar, v-am ascultat sfatul, am citit din rugăciunile pe care ne-ați recomandat și mă simt foarte fericit. Iar Sfântul Dorințelor, chit că aveți în casă 100 de icoane, să-l aveți și pe Sfânt, pe care eu vă binecuvintez pe toți cei care îl veți lua în casa voastră, să vă aducă fericire, să vă aducă bucurie, să vă aducă dragoste. Și așa cum am spus-o de fiecare dată și la predicile mele, vă dau un mare canon în această emisiune și vă rog să fiți atenți să îl respectați. Și vă rog să fiți atenți să îl respectați. Vă dau canon prin această emisiune la toți cei care mă urmăriți, cadează înainte să fiți fericiți. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă iubească sufletele voastre frumoase și să vă aducă numai și numai bucurie. Rugăciunile voastre și Sfântul Pangratie, ocrotitorul nostru. Doamne ajută! Fiți binecuvântați, dragii mei!